ce e mai bun decât să petreci weekendul la bunica? Poftiți, fetelor! Aceasta este lista de lucruri de făcut pentru astăzi. Puteți începe! Eu mă voi odihni deocamdată. Nu faceți niciun zgomot. Mary, ai văzut asta? Curăță poderele, pregătește cina. În niciun caz, Penny! Las-o pe bunica să o facă singură. Uite câte ținute are! Nu mă împinge, Mary! Dă-mi-o înapoi! Nu, e a mea! Ups! Dulapul vechi nu a putut suporta atâta bătaie. Și e mai mare decât pare. E o cameră secretă aici, surioară. Dar mai întâi trebuie să ne amenajăm camera secretă. Cutii de pantofi? De asta avem nevoie. Sunt niște rafturi grozave. Tot ce trebuie să facem e să le atașăm pe perete. Să folosim agrafe de hârtie. Și acum să decorăm spațiul. Bine gândit, Penny! Bunica are atât de multe lucruri amuzante. Hai să facem asta. Wow, e mult mai drăguț așa. E un lucru bun că bunica doarme atât de adânc. Este exact ceea ce avem nevoie acum. Vise plăcute, bunico. Și luăm această pătură. Foarte bine, Penny. Și acum să transformăm pătura moale într-un covor confortabil. Hai să facem asta, Mary. Și în loc de scaune, folosim perne. Moi și confortabile. Această zonă de relaxare e minunată. Nu e corect, hey! Penny. Unde e scaunul meu? Vei avea un tron regal, surioară. Trage de sfoară. Penny și cu farsele ei din nou. Și unde e tronul meu? Aici este. Fă-te comodă. Acum este și un scaun cu saltea aici. Camera secretă devine din ce în ce mai bună. Era și timpul să ne odihnim puțin. Servește-te, Penny. Mulțumesc, surioară. Dar sucul cald e atât de scârbos. Și în plus, e cam cald în dulap. E timpul să ne răcorim. Ce-ar fi să facem un mini frigider? Izolator verificat. Recipient verificat. Să începem. Farfecă, treci la treabă. Să tăiem părțile de care avem nevoie. Atașați-le la capac și la interiorul recipientului. Bună treabă! Gata! Nu te grăbi, Mary! Avem nevoie de gheață. Da, e foarte rece în frigider acum. Câteva minute mai târziu, băutura va fi rece. Despre asta vorbeam. Nu poți avea niciodată prea mult decor. Să continuăm să decorăm. Să începem cu florile. Și Mary a pus mâna pe un tablou colorat. Oh! Și Penny are o capodoperă. Să nu uităm de divertisment. Din păcate, televizorul nu încape în dulap. Dar puteți avea aceste lumini. Hai să le aprindem! Camera arată foarte bine. Mi-e foame, surioară. Nu te panica, Penny. Avem o mulțime de chipsuri. Păcat că sunt atât de departe. Dar dacă ai o ruletă, te poți descurca cu orice. Chipsurile sunt aici. Și acum să îmbunătățim ambalajul. Atârnă-l de tavan și gata. Vezi, Penny, e simplu. Funcționează de fiecare dată. Uite, sunt Lala Fanfan. Nu-i așa că e amuzant? Fiecare dulap ar trebui să aibă o oglindă. Bunica are atât de multe lucruri aici. Iată-l! Atașați oglinda rotundă la tava metalică. Folosiți lipici fierbinte. Aceasta este acum o zonă de frumusețe. Dar este atât de mult machiaj încât nu-l poți ține în mână. Și Penny e deja pregătită cu un truc de viață util. Toate lucrurile noastre de machiaj vor fi magnetice. Mai întâi lipiți magneții. Și apoi mutați conținutul trusei de machiaj la oglinda metalică. Simplu și convenabil. Acesta e cel mai bun colț de frumusețe din toate timpurile. Acum tot machiajul tău se află într-un singur loc. Foarte la îndemână. Și poți oricând să transformi oglinda într-un teren de joacă. Vrei să te joci, Mary? Da! Hai să vedem cine e cel mai bun la asta. E rândul tău, surioară. Dar nu o poți păcăli pe Mary. E campioană la X și 0. Privește și învață, Penny. Bunica poate fi atât de plictisitoare. E mai interesant să stai în dulap. Ești tu, Bobo! Fă-te comod! Oh, nu! Avem propria noastră casă. Micul Bobo nu are.
Uite o idee, surioară! Putem face o căsuță pentru câini din numerașe vechi. Taie-le și desfă-le. Procedați la fel cu un alt umeraș. Conectați-le și ați terminat. Am uitat ceva, Mary. Cum rămâne cu pereții moi? Să-i facem din acest hanorac confortabil. Îți place, amice? Bineînțeles că-i place. Orice cățeluș ar dori un palat ca acesta. Am reușit, surioară. Fără treburi de la bunica sau teme în dulap. Doar gustări și sucuri reci. Asta este libertatea. Dar nu aș strica să ne distrăm puțin. E un pic cam plictisitor aici. Ce-ar fi să facem un coș de basket, Mary? Chiar din cutia asta. Provocare acceptată. Tăiați un cerc dintr-o parte. Wow! Și atașați cercul de perete. Arată elegant. Dar mingea lipsește. Așa că putem folosi cutii de conserve goale. Gata? La țintă! Iar când rămânem fără cutii de conserve, putem folosi recipientele de la chipsuri. Oprește-te, Penny! Uite ce am făcut! Se pare că basketul e un joc atât de murdar. Va trebui să renunțăm. Cercul poate fi coșul nostru de gunoi. Tot ce ai nevoie este o pungă. Și acum putem face curățenie. Așa e mai bine! Dulapul casă trebuie să rămână curat. Bunica a adormit repede. Și este atât de contagios. Nici Mary nu s-ar supăra dacă ar dormi puțin. Dar e cam frig în dulap. O să te încălzesc acum, Mary. Hainele bunicii ar fi bune ca pătură. Tot ce trebuie să facem este să unim lucrurile împreună. Legați mânecile, încă puțin. Stai așa. Pătura e gata. Vise plăcute, surioară. Un pui de somn e o idee grozavă. Ar trebui să semăn mai mult cu sora mea. Mi-aș dori să pot sta aici. E atât de drăguț și confortabil. Dar nu poți merge nicăieri fără farse amuzante. Penny e pe cale să facă o farsă de primă clasă. Hai să ne așezăm în beanbag și să o așteptăm. Unde ești, Penny? Asta e ciudat. A fost aici acum o secundă. Mi-am imaginat eu. Penny se va întoarce probabil în curând. Doar ca scaunul ăsta să nu se mai miște. Nu știu ce văd. Se pare că Mary s-a supra-solicitat. Bă, te rog, nu mă atinge, scaunule! Ceva sigur e în neregulă aici. Mobila nu poate vorbi. Trebuie să fie Penny care îmi face iar o glumă. Penny, nu poți să faci ceva mai bun de atât? Bunica noastră știe multe despre modă. Mary, îți place? Penny, arăți exact ca bunica. Acum încearcă asta. Arată elegant. Deci, bunica știa câte ceva despre tendințe. Cu excepția faptului că există o pată. Asta nu e bine. Jacheta trebuie să fie salvată. Și Mary știe un truc grozav. Un marker, niște vopsele și pensule. Asta e tot ce trebuie. Folosiți un șablon pentru a desena o stea pe jachetă. Și apoi pictați peste ea. Pata a dispărut. Desenează încă câteva stele. Treceți peste contururi. Îmbelișul cu stele este ca nou. Penny, ia ta acum. Îți place? Mulțumesc, Mary. E atât de mișto. Acum poți merge la o petrecere. Emisiunea TV preferată este sacră. Singurul lucru care lipsește e un ecran pentru Penny. Mary, nu pot să văd. Ar fi trebuit să spui asta. Acum o să facem un suport pentru tabletă. Și putem folosi din nou umerașul. Puneți tableta în husă. Și folosiți clema pentru a o fixa de cuier. Pornește emisiunea, Mary. Spectacolul a început. Acesta nu mai este un dulap, ci un cinema confortabil. Dormi, bunico. Între timp vom da o petrecere. Ești gata, Penny? Bineînțeles. Dă muzica mai tare, surioară. Așteaptă. Unde sunt prietenii noștri? Ce e o petrecere fără invitați? Uite-i! Să ne distrăm, prieteni! Vom dansa toată noaptea! Doar să nu o treziți pe bunica! Prieteni, veniți cu noi în debara! Această zonă e interzisă adulților! E distractiv! Muzica este prea tare, totuși! Ups! Cred că bunica s-a trezit! Ce se întâmplă aici? Iubitele mele nepoțele au făcut ceva rău! E timpul să le dau o lecție copiilor! Ups! Prieteni, faceți liniște! Dar această petrecere nu se va opri! Se pare că surorile vor avea mari probleme.